Cea decât cerul mai presus și mai strălucită decât razele soarelui, care a stricat blestemul nostru, să o mărim totdeauna cu laude de multele mele nelegiuiri. Învolește trupul și slăbește sufletul meu, ci tu cea cu darul dăruită, cu îndurările tale ajută-mă, Fecioară și Maica lui Dumnezeu, de dragă primește rugăciunea robului tău și fi săritoare ca... Vrednic este! Vrednic este! Dumnezeu să vă dăruiască libertatea de a vă numi fiii Săi, să aveți putere să sfârmați orice stăpânire nedreaptă din viața voastră și din viața lumii. Și atunci, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, ne vom numi cu numele Lui, în sensul cel mai adevărat, ne vom îmbogăți în El cu adevărata libertate, vom cunoaște ce este frumusețe dumnezeiască în această lume și vom fi și bucurie cerului, și bucurie bisericii, și bucurie părinților, și bucurie dascărilor, și bucurie întregii existențe de aici, de pe pământ și din veșnicie. Amin. Apostolii lui Hristos și cu Sfinții toți Fecioară Maică, neîncetat mântuire sărește-ne. Am discutat despre Sfânta Liturghie, importanța Sfintei Liturghii. Am început de duminică seara cu o sesiune de cunoaștere, mai apoi au urmat încă două sesiuni în care am discutat momentele Sfintei Liturghii, simbolistica, fiecare moment cu importanța lui. Iar acum, astăzi, mai sunt încă două sesiuni, între care în această sesiune discutăm despre Sfânta Liturghie, despre momentele și despre cum putem noi să aducem pe ceilalți colegi de-ai noștri, prieteni care nu vin la Sfânta Liturghie, cum putem să-i ajutăm și pe aceștia să se aducem în biserică. Iar mai apoi o să urmeze cu o sesiune Întreabă preotul, în care tinerii vor putea să pună întrebări și să caute răspunsuri la căutările lor. Să fii voluntar în tabără de la Nemțișor nu este tocmai ușor, însă este o experiență care cu siguranță este memorabilă, pentru că aici chiar îți descoperi limitele, adică eu cel puțin nu m-am gândit niciodată că sunt în stare să fac atâta treabă. Am reușit să facem un loc primitor pentru participanții care atunci când au venit ne-au transmis entuziasmul lor și ne-au arătat că ceea ce am făcut noi a meritat cu siguranță.